Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din dragostea pentru frumos, tradițiile și obiceiurile populare sunt comori inestimabile care definesc un popor, făcându-l unic, statornic și nemuritor. Poporul român are la bază o spiritualitate profundă, care i-a permis să se formeze și să reziste de-a lungul istoriei. O secvență din această spiritualitate o reprezintă sărbătorile și obiceiurile populare din preajma lăsatului de sec, moment de cumpănă dintre vechiul și noul an agrar. Ele sunt împărțite simetric de sărbătoarea nocturnă a lăsatului de sec, într-un ciclu de sărbători care au loc de-a lungul a două săptămâni, o parte din ele fiind celebrate înainte, în săptămâna nebunilor, iar altele după, în săptămâna caiei lui Santoader. Colectivitățile tradiționale au tendința de a păstra obiceiurile. Ele sunt stăpânite de acea forță a păstrării, care a făcut ca ele să perpetueze chiar și după ce și-au pierdut sau și-au schimbat sensul. Am pornit în căutarea acestor obiceiuri cu gândul că vom răscoli plăcut amintirea celor care le-au trăit și le vor revedea, pentru că elementele de cultură și tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între generații. La începutul lunii martie, Biserica Ortodoxă cinstește memoria părinților, bunicilor, a moșilor și strămoșilor, de aici și folosirea termenului moși, când au loc ritualuri de pomenire a celor adormiți. În ziua de 9 martie sunt sărbătoriți mucenicii sau sfinții, aceasta marcând în credința populară începutul noului an agrar. De fapt, întregul ansamblu de obiceiuri, credințe și ritualuri practicate acum atestă substratul agrar și calendaristic al acestei zile, legată cândva de echinopțiul de primăvară, de o divinitate a naturii și a vegetației, care moare toamna și învie în fiecare primăvară. Tot în această zi, biserica îi cinstește pe cei 40 de mucenici, jertfiți pentru credința lor în cetatea Sevastiei. Sacrificiile umane sunt amintite astăzi de formele antropomorfe ale aluatului fiert care este preparat de către femei și împărțit pe la rude, vecini, oameni sărmani, pentru pomenirea celor adormiți, dar și pentru belșugul viitoarelor recolte. Există credința că cei care dau de pomană în această zi vor fi tot anul feriți de boli și necazuri. Un alt obicei păstrat în satele din Bărăgan, cu rădăcini în tradițiile străvechi ale românilor, are loc în seara de lăsat de sec, numit Urlalia sau Dihornița. Acest ritual este un privechi închinat anotimpului, a cărui moarte este iminentă, o incinerare simbolică a iernii, prin arderea crengilor și frunzelor uscate, o explozie de lumină și veselie. Prin dans, solul este bătut în scop fertilizator, spre a elibera căldura noului anotimp, plantele și insectele ce vor cuprinde cerul și pământul. Prin strigările peste sat, faptele rele, odată rostite, sunt iertate ca o spovedanie publică, iar cei care le-au făcut pot intra în postul mare cu sufletul curat. Ținutul Bărăganului,
prietenos și îndărătnic deopotrivă, a fost de-a lungul istoriei locul care a adăpostit aproape toate etniile existente în țara noastră și odată cu ele și tradițiile și obiceiurile acestora, care în ciuda vremurilor dăinuie de ani și ani. Comunitatea macedonenilor, care trăiește de ani de zile pe aceste meleaguri, sărbătorește lăsata secului printr-un obicei aparte. După ce familia se așează la masă, se fac plecăciuni și se cere iertare, spunând: iartă, Doamne, iartă tatălui tău și mamei tale, ce știm, ce nu știm, iertate să fie toate, începe un joc foarte drag copiilor, numit Hasca. Bunicul, sau cel mai în vârstă membru al familiei, ia sucitorul, leagă de el un fir lung de care atârnă un ou sau o bucată de halva. Așezați unul lângă altul, copiii așteaptă să le vină rândul, să încerce să prindă oul, care este mișcat cu măestrie în jurul gurii lor, fără a se folosi de mâini. Copilul care prinde oul se spune că va avea noroc tot anul. Deprinse din negura vremurilor, făcând parte de secole din viața oamenilor, tradițiile populare trăiesc și azi, în ciuda asaltului agresiv al civilizației contemporane. Dincolo însă de rolul ei de prezervare a identității, tradiția dă seamă de bine, adevăr și frumos, virtuții clasice fără de care existența noastră nu mai denotă umanitate.